Casa de Cultură a Tineretului George Enescu a răsunat vineri seară de acordurile cântecului popular Reghin, Plai de Cânt și Joc, așa s-a intitulat spectacolul care a avut loc în organizarea primăriei, a instituției gazdă și a Asociației Moștenitorii Neamului. Pe scenă au urcat cei mai îndrăgiți soliști de muzică populară din zonă, Doru Pop, Maria Neag, Sorin Pantea, Anuța Toncean, Gabriela Merdar, Corina Covaciu-Florea. Pentru artiști, invitația într-un astfel de spectacol a însemnat o dovadă de prețuire a activităților în plan muzical. Înseamnă foarte mult pentru mine, o apreciere sinceră și am răspuns cu, nu știu, cu două mâini ridicate așa. A fost un spectacol foarte reușit. Mulțumim tuturor celor care ne-au susținut. Mulțumim tuturor celor care au venit să ne asculte și au umplut sala. Atât pentru mine, Maria Nea, cât și pentru toți colegii care am fost pe scenă la acest spectacol, cu siguranță a însemnat în primul rând sufletește pentru noi, pentru că întotdeauna un artist când urcă pe scenă dăruiește publicului din suflet. Nici nu m-am așteptat. A fost o surpriză chiar plăcută, pentru că de data asta s-au gândit la noi reghinenii și nu au lăsat doar pe ceilalți din afară să ne invite la spectacole și au zis, bă, stop, avem și noi la Reghin câțiva interpreți. Momentele de muzică au fost însoțite de suite de dansuri populare prezentate de ansamblurile renumite din Reghin și din zonă, Moștenitorii Neamului, Doina Mureșului și nu numai. Iar pentru ca spectacolul să fie complet, publicul a avut parte și de momente vesele în interpretarea actorilor trupei de teatru din culise. Am încercat să intercalăm în ritmul dansului și al muzicii populare, să introducem câteva momente de umor, câteva bârfe ale satului, care se întâmplă des la noi în comunitatea rurală. Spectacolul a fost prezentat de Simina Cota, colaborator al instituției gazdă și realizator TV. Orice activitate care se desfășoară în Casa de Cultură a Tineretului și orice activitate culturală, eu o privesc cu sufletul și cu inima deschisă. Tot ce înseamnă muncă în Casa de Cultură, tot ce înseamnă cultură pentru mine, e probabil mult spus pentru cei din exterior, dar pentru mine e ca o gură de aer.